Bună seara, stimați respectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Fără Anestezie. În această seară am să vă fac o surpriză, pentru că l-am invitat pe fostul primar al municipiului Galați, domnul Dumitru Nicolae, omul care a condus, a păstorit acest municipiu timp de 3 mandate, din 2000 până în 2012. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit la emisiunea Fără Anestezie, că ați mai fost invitatul meu în decursul timpului. Bună seara, stimați telespectatori! Sunt la o nouă emisiune să văd și eu ce au făcut dânsi și ce progrese au obținut. Ideea de a vă invita la această emisiune mi-a venit în urmă cu câteva zile, când m-am trezit în cutia poștală cu o scrisoare de la domnul Marius Stan. Ați primit și dumneavoastră o scrisoare? Nu. În calitate de contribuabil? Pentru că nu mi-a trimis numai mie, a trimis-o la mai multe persoane, nu știu câte ori fost acoperite cu scrisori la ora asta, bănuiesc că marea majoritate a contribuabililor din Galați. Și iată ce spune domnul Marius Stan în această scrisoare. E o scrisoare care am primit-o acum 2 zile, e foarte interesantă din punctul meu de vedere și ea începe sentimental. Așa, am început un nou an care se anunță plin de provocări și de proiecte ambițioase, un an la capătul căruia îmi doresc să contabilizăm împreună cât mai multe realizări. Am credința că va fi un an bun, cel puțin la fel de bun ca în 2013, și că vom reuși împreună cu calm, cu bună înțelegere și răbdare să ducem la bun sfârșit programul de modernizare a orașului. Am spus-o și o repet, prioritatea acestui prim mandat al meu este să redau Galațului poziția economică și prestigiul de odinioară, frumusețea de odinioară. Cam așa sună începutul acestei scrisori. N-am primit, dar o să caut și o să-l găsesc. Ce părere aveți? E frumoasă introducerea asta către... Toate introducerile sunt frumoase. V-ați putea regăsi în calitate de contribuabil într-un astfel de mesaj? Eu îmi plătesc contribuțiile și deci nu văd ce ați avea cu mine. Vă plătiți contribuțiile? Ele trebuie plătite până pe 31. Le-am plătit. Gata? Deja? Și ați fost acolo la coadă, la direcția de finanțe? Da, domnule. Și cât a stat la coadă? N-am stat nimic. Că trebuie să știi ora la care să te duci. Și care este ora cea mai bună? Puteți-le o recomandare, telespectatorilor. Nimica, trebuie să veniți să vă explic, că e greu. V-a dat și bon de ordine? Nu. Nu era lume, domne, când m-am dus eu. Dar acum, după ce au apărut aceste scrisori, credeți că o să meargă lumea mai mult? Pentru că, de fapt, aceste scrisori sunt adresate contribuabilului, pentru că spune așa: de aceea vă îndemn și toată vă adresez rugămintea să vă plătiți cu conștiinciozitate taxele și impozitele locale dreptate, pentru a putea face și mai multe pentru modernizarea Galațiului. Are dreptate aici. Deci are dreptate. Credeți că o să fie o creștere importantă de contribuabili la coadă? Cozile se vor mări? Depinde cum merge economia, domnule. Păi și cum merge economia? După știința dumneavoastră, ținând cont de faptul că acum sunteți un spectator și puteți să faceți analize pertinente. Bine, le făcea și când erați primar. Domnule, dă-mi voie să spun, dacă m-ai adus la emisiune ca să dau în aia și în aia la alții de acum, ai greșit. Nu, dar nu de asta, nu asta a fost intenția mea. Eu nu vreau să... Când am fost eu primar, nu-mi convenea să am pe unul și altul care să-mi explice că am făcut prost, acum ce vezi? Într-o situație de a noastră, cu ales prim-ministru, cu schimbat, cu toată bălăcăreala asta, cred că nici nu mai trebuie discutat. Asta cu contribuabilul, sunt de acord, trebuie ajutați toți să-și plătească și, bineînțeles, acolo unde se poate să ajute și primăria. O să mai revenim asupra textului scrisorii, pentru că sunt 8 obiective care au fost rezolvate în anul 2013, apar în scrisoare, și încă vreo 11 obiective care sunt propozabile pentru anul 2014. Și aș vrea să le analizăm, dar până la ele o să... Bun, unele dintre lucrări probabil că o să vă regăsiți și dumneavoastră, în sensul care bănuiesc că mulți dintre ele au fost pornite în mandatele dumneavoastră. Dar o să revenim asupra scrisorii mai târziu. Cum vă simțiți acum ca pensionar și iată, aveți din 2012, de când ați predat mandatul, vorbim de iunie 2012, un an și jumătate de când practic v-ați retras
din viața publică și ați căpătat, știu eu, calitatea asta de, cum spuneam mai devreme, de spectator, de om care poate să facă analize pertinente, corecte, asupra ceea ce se întâmplă în plan local și național. Deci, cum vă simțiți? După un an și jumătate. Eu mă simt bine, dar cu analize pertinente și nu știu ce, e de discutat. Păi de ce? Păi aveți posibilitatea să, într-adevăr, să vedeți la rece de data asta. Nu mai sunteți implicat în fenomen. Păi primii pe care i-aș... Ziariștii. Ar fi ziariști. Așa. Că ei zgândăre toate treburile astea, dacă vrei. Dar n-am absolut nimica. E ușor să judeci după margine. Primarul și are ale lui treburi de făcut, le face cum le face. Nu noi trebuie să-l judecăm pentru asta. Mai ales la un an jumate. Păi haideți să nu-l judecăm pe el acum, că avem timp. Haideți să judecăm întâi hai să discutăm întâi despre ruperea USL-ului. Pentru că USL-ul ăsta s-a constituit când dumneavoastră erați primarul Galațiului. Dacă pe vremea aia erați mulțumiți sau nu. Eu țin minte declarații pe care le-ați făcut, în declarații pe care le-ați făcut la acea vreme, vă exprimați într-un fel nemulțumirea pentru constituirea unei astfel de alianțe. Și mă exprim și acum. Păi acum de ce nu mai este supărat? Că doar s-a stricat numai. Rău făcut, să știi că nu se îndreaptă așa ușor. Păi în ce sens puteți să vorbiți despre atât că s-a întâmplat un rău? E această alianță, domnul. O alianță făcută așa pe picior nu e o treabă bună. N-am nimic cu nimeni, dar nu-i treabă bună. Păi și pe vremea când s-a construit această alianță, ați avut posibilitatea să vă exprimați un punct de vedere? Dacă mă întreba cineva, îmi exprimam. Nu m-a întrebat, nu mi-am exprimat. Sigur, eu trebuie să fiu lângă partidul din care fac parte și trebuie să-i sprijin în acțiuni. Dar părerea mea că treburi de-astea rapid făcute, azi ne aliem, mâine ne rupem, poi mâine ne bălăcărim, nu e o treabă bună. Da, da. Alianța asta a avut totuși o parte bună, în sensul în care s-a creat o majoritate cum nu s-a mai realizat de mult timp în România, când exista FSN-ul. Și ce am făcut cu majoritatea aia? Păi nu știu, să-mi spuneți dumneavoastră. N-am făcut nimic cu ea. Majoritatea trebuia folosită atunci pentru a trece prin Parlament o serie de acte de astea care până atunci nu le puteam trece. Asta trebuia să aibă rolul. Pentru că, eu vă spun, liberalii totdeauna au... Ei au mai fost pe la guvernare, numai când ați uitat. N-am uitat. Păi au avut și guvernare singuri, cu susținerea PSD-ului din Parlament, guvernarea Tăriceanu. Dar nu aia e treaba. Treaba e la noi. Trebuie găsit odată o direcție în care să mergem noi ca partid. O direcție anume. Vorbiți de PSD? De PSD. Păi și n-a avut direcție până acum? De ce spuneți că trebuie găsit o direcție? Pentru că trebuie găsit o direcție. Păi fiți explicit, nu-mi dau seama. Ce vreți să spuneți? Păi dacă azi e într-un fel, mâine e în alt fel, poi mâine îl punem pe nu știu cine sus acolo. Ne-am găsit direcția bună? Păi și care credeți că ar fi direcția bună? Să ne facem ordine în primul rând la noi peste tot. Noi trăim cu impresia acum că dacă am pus tineri, am rezolvat problema. N-am rezolvat nimica. Tineri sunt tineri. Și n-aveți încredere în nou guvern? Am încredere în nou guvern. Dar păi cum aveți încredere în nou guvern dacă n-aveți încredere în tineri? Că tineri. Marea majoritate, adică marea majoritate, hai să spunem, jumătate din actualul guvern, miniștrii actualului guvern sunt tineri. E bine să fie tineri. E bine să fie tineri, dar să fie cu experiență, domnul. Așa. Dacă n-au experiență,
nu-i bine. Păi nu vi se pare că e cam rar și cam greu găsim astfel de tineri? Și tineri și cu experiență? Găsim, domnul. Găsim. Nu, că ce se întâmplă? În momentul în care e un guvern format din oameni pregătiți și tineri, este mai greu de schimbat și de făcut toate mijmașurile astea cu ei. Eu vreau să vă spun că sunt, nu oripilat, sunt când văd. A găsit, nu știu care, cu atâtea pachete de țigări, cu nu știu ce, mă frate, unde suntem? Și mai apare partea a doua. S-au arestat 100 de oameni. Măi, și asta e rău. Rolul nostru este să-i găsim din ei 100 de la început pe primii 2-3. Adică pe cei care ar fi capul? Care au organizat treaba, ar fi capul, ce să... Uitați-vă la fotbal cu cei 10, parcă. 8. 8. Domnul, ea de mult era pe tapet. Sunt 8-10 ani de când. Ei, nu se putea lua măsuri atunci. A luat cu unul măsura, dar categoric. N-au putut ca lumea să o ia. Și acum, sigur, facem și mult rău, că nu-s toți la fel de mânjiți, dar creăm și mari disensiuni în mișcarea noastră sportivă. Păi bine, dar fotbal nu înseamnă mișcarea sportivă în general. Fotbalul este o entitate separată, care și-a făcut de cap separat, care s-a dezvoltat, cum s-a dezvoltat anarhic, cum s-au dezvoltat multe sectoare de activitate în România. Pot să vă întreb unde erați când se dezvoltau ei, domnule ziarist? Când se dezvolta cine? Cancerul din fotbal? Da. Cum presă? Păi și de ce n-ați ieșit? Păi dar s-a scris foarte mult pe vremea aia. Nu, s-a scris. S-a scris și acum, cu date mai recente. Nu-i vina ziariștilor că procesul ăsta a trenat aproape 10 ani, din 2006 și până acum. Aia știi ce înseamnă? Că ziariștii s-au lăsat momiți. Ce poate fi? Deci ziariștii sunt vinovați că ăștia, nu, domne, din, că ăștia și... din fotbal au furat. Și ei sunt între principalii vinovați. De ce? Că așa se zice, că ziaristul este cățelul libertății sau dreptății. Dacă este să fie, măi, frate. Da, cățelul, că spuneți cățelul deja, e diminutiv. Câinele presei, adică, domnule, adică câinele să-i dați putere așa, cățel. Despre ce vorbim aici? Un cățel, când spune cățel, te gândești la un tip care poate, la o ființă de asta care poate fi dresată. Și... Păi probabil că îi dresăm și pe aia. Da. Haideți să mergem mai departe. Ziceți-mi și eu vă răspund la tot ce vreți. Cum, ce sfaturi ați dat totuși PSD-ului? Pentru că ați fost așa ambigu în ceea ce spuneați. Sfaturi la PSD? Să meargă pe drumul lor. Să meargă ca lumea. Păi și care-i drumul ăsta? Cum îl vedeți dumneavoastră? Drumul dreptății și al libertății. Care vreți să fie? La asta, la... Dar acum îi considerați că a făcut o mișcare bună? Cu ce? PSD-ul, acum, cu formarea noului guvern. Domnule, a făcut o mișcare bună, dar a făcut-o târziu, că nu trebuia, de fapt, să bage în combinații neclarificate de la început. Nu trebuia să bage. Dar acum a făcut o mișcare. Măcar suntem numai noi, mă, fraților, ce mai vreți. Dacă nu suntem în stare noi să ne facem ordine, ce să zic? Ce le-ați reproșat celor care au gândit USL-ul? Nimic. La gândire nu pot să reproșez nimic. La cum au realizat, asta e altceva. E bine, ea a fost construită, alianța asta a fost construită forțat, tocmai pentru a găsi o metodă prin care să fie scos de la putere președintele Băsescu și
sistemul pe care președintele l-ar fi implementat în România. Nu sunt foarte... Și care nu ar fi adus foarte multă satisfacție românilor în general. Sunteți de acord cu ideea asta? Nu. S-a făcut alianța ca să câștigăm alegerile. Bun. Și le-am câștigat. Nu? Le-a câștigat alianța. Când te duci într-un război, cum am fost noi, trebuie să știi să-ți alegi prieteni și dușmani, mă, frate. Prieteni de ăștia care azi sunt și mâine nu mai sunt, ăștia nu-s prieteni. Ce credeți că a dus la ruperea USR-ului? Pe cine considerați vinovat? Băsescu. Păi, dar mai devreme spuneați că alianța asta n-a fost creată împotriva lui Băsescu. Păi eu n-am zis că a fost creată împotriva... A spus că a fost creată ca să câștige alegerile. Bun, obiectivul a fost îndeplinit, l-a câștigat. Da. Și de ce s-a rupt? Că asta e viața la noi. Așa, iarăși e un răspuns de-asta ambigu. Adică... Nu, dar cum vreți să spun eu? Păi spuneți, ce credeți că... Crin Antonescu, experiență? Crin Antonescu nu este un politician pe care să te bazezi de la cap la coadă. Nu e. Asta e firea lui, ce să-i fac. Băiat isteț, are vorbire ca lumea, dar nu te poți baza pe el. Iar mă zici, nu ești, care a fost? N-a fost nimic. Singura treabă că răul făcut poporului român de această busculadă și așa mai departe, e imens. Păi de ce? Păi în situații de astea apar ăștia care mai negociază câte ceva și așa mai departe. Adică vă referiți la ce? La partidele traseiste? La... Nu, oameni, nu partide traseiste. Traseiste e altceva. Ce fel, cum adică apar oameni care mai negociază? Adică, când spui că creezi un rău poporului român, păi înseamnă crezi că se creează un rău generalizat. Care e răul generalizat? Răul generalizat. Dacă spuneți că apar unii oameni care, na, cer, bă, profită de situație și obțin niște privilegii, să spunem. Și care e problema? Cât afectează... Afectează cu atâta, domnule, dar afectează. Și afectează mai mult decât credeți dumneavoastră. Eu mă gândeam că afectează poporul român, nu știu, pentru că programul economic al USL-ului nu mai este dus până la capăt, că, știu eu, apar niște elemente de noutate, nou program de guvernare care n-ar satisface nevoile cetățenilor, a celor care au votat, că i-a dezamăgit pe cei 70% sau 60% care au votat USL-ul și care au votat această combinație, până la urmă și până la urmă, nu? Această combinație care, nefirească așa cum a fost ea, a generat o majoritate covârșitoare și în Parlament, care a generat la rândul ei, deci o majoritate covârșitoare la vot, care la rândul ei a generat o majoritate covârșitoare în Parlament. Deci, cum e cu USL-ul și cu răul ăsta care l-a făcut națiunii? Păi a făcut rău, domnul. Unul care intră într-o luptă gândind că trebuie să câștige și își ia toate măsurile, el e principalul vinovat dacă modul în care organizează această treabă el nu vine bine. Nu se duce bine la sfârșit. Nu-i de glumit aici cu astea. Vreți să vă dăm exemplu din alte țări? Păi dați exemplu din alte țări. Păi cu care vreți să vorbim? Nu știu. Care o alegeți dumneavoastră? Și cu bulgarii, și cu ungurii, cu toți vorbim. Și cu cehii, că și ei au avut-o. Nu asta e problema. Problema e că un partid trebuie să-și mențină linia lui de la început până la sfârșit. Nu există chestii de aranjamente. Nu există. Că să vezi că e ala, că e altul. Eu când mă uit în ziar, ziarele scrise de voi. Așa. Și când văd... Nu ăștia, cățelușii.
Eu n-am scris de cățeluș, dar cățeluș, căței. Probabil da. Pot să vă zic și asta, dacă așa. Vă e favorabilă. Da. Eu când mă uit în ziare și când văd ce se întâmplă, nu mă simt bine deloc. Ca român, nu ca altce. Uite, dacă vreți, vă dau niște exemple. De exemplu, cu treaba cu producerea energiei electrice. Aveam cândva, nu știu câți producători, tot atâtea societăți. I-am băgat pe toți la un loc și de acum ne mirăm ce se întâmplă. Și au apărut băieții deștepți, care tot așa se mușamalizează. Asta nu e o treabă. După aia uitați-vă bine. Pe fiecare segment de ăsta apar două, trei societăți. Fiecare segment în țara asta. Și de obicei este de stat societatea. Sunt oameni puși acolo, dar poporul ăsta, care îmi ziceați dumneavoastră că e necăjând, nu beneficiază de nimic din astea. Și asta e rău. Păi dacă apar două, trei societăți într-un domeniu, nu este bine că există concurență? Nu e nicio concurență, domnule. Dar cum e? Își aranjează prețurile? Nu-i de prețuri aici aranjat, domnule. Aici este de structura societății și cine-s patronii pe acolo, domnule. Eu pe ăștia băieții deștepți îi spânzuram. Așa le făceam eu. Dar n-a să știți, nu, domnule, democrația. Măi, o fi democrație. Dacă înveți pe unul care are o leafă de 3-4 milioane pe lună, are 3 copii, 4, și trebuie să plătească ca lumea la timp toate dările astea, pe lângă și altele, nu te întrebi un moment de ce a ajuns la aici, din cauza prețului mărit. Păi și soluția care ar fi? Să ștergem și să luăm de la cap ca lumea. Adică să ștergem ce? Datoriile? Ce s-a făcut? Păi, adică s-a făcut numai rău în ăștia 24 de ani, 25 nu de ani? Nu s-a făcut numai rău. Cine s-a făcut numai rău? Așa și pe mine că nu s-a făcut mai rău? Nu, dar ce prezentați dumneavoastră are accente dramatice. Mașini doi. Păi cum nu? Înseamnă că nu urmăriți pe Băsescu. El e mai direct și mai categoric decât mine. Dom'le, eu știu un singur lucru, că dacă kilovatul ăla costă un leu sau cât costă, trebuie să fiu foarte atent că îl dau la populație. Să fiu foarte atent cum țin prețul. Nu observați, au crescut prețurile că așa e pe piața externă. Poate e așa, poate nu. De ce la americani prețul la gaze, la petrol, la asta e jumate decât la noi? Păi nu știu. Păi vă întreb eu, că mi-ați făcut muzica din ea. Păi discutăm că acolo există o guvernare mai bună decât a noastră, că până la urmă totul ține de guvern, de executiv, nu? De măsuri pe care trebuie să le ia pentru protecția populației. N-am zis de guvernare, domnule. Ai noștri tot timpul țin, nu zice, aliniază prețurile cu alea din Uniunea Europeană. Eu sunt de acord cu ei. Dar dacă gazul la noi ne costă mai puțin, ce se întâmplă cu diferența de bani? Păi ce se întâmplă? Vă iau băieții deștepți. Ăștia pe care spuneați mai devreme că i-a spânzurat. Deși la noi s-a abolit pedeapsa cu moarte. Bine, am reținut cu ghilimele de rigoare chestia cu spânzuratul. Mai mergeți pe la partid? Mai merg. Vă invită? Sau mergeți la ședințe, la asta? Nu. Nu mă invită, dar când am treabă, mă duc.
Nu-i problemă. Și când aveți treabă, ce mergeți? Să vă plătiți cotizația sau ce? Ei, când am treabă, mă duc. Ce să spun eu? Cum vrei să spun acum? Păi povestiți-mi, ce faceți când mergeți la partidist? Are nevoie cineva, vă cheamă să vă consulte, e nevoie de experiența dumneavoastră? Nu, nu e nevoie de nimic. Că vorba în administrația locală, numai primar a spus 12 ani. De-aia mă criticați voi acum. Ei, nu vă critică nimeni, iar generalizați. În general, lumea vă respectă și v-a respectat cele 3 mandate pe care le-ați avut în fruntea urbei. Mai puțin ziariști. Bun, ia spuneți-mi, dar nu regretați când ați încercat al 4-lea mandat? Nu. De ce? Eram bun la mă, frate. Când păi avea... Acum vă că sunteți sănătos, arătați bine. Care atunci bun? Eram, când o avea, ai fi avut 2 infarcturi cu nevoie de stent și așa mai departe, ai fi văzut că nu-i chiar așa. Ce ai uitat? Că am plecat cu elicopterul la Târgu Mureș. Păi nu, n-am uitat. Dar ați revenit după aia. Omule, fiecare om, eu am totuși 67 de ani. Mulți înainte. Nu, 67, 66. Dar sunt anii ăștia, sunt ani unde am lucrat 25 de ani în combinat și așa mai departe. Nici o zi n-am chiulit ca așa cum vă place să ziceți. Deci, când simți la un moment dat că ceva e în regulă, și mi-a zis o anumită doctoriță din Galați, că, dom'le, dacă nu te liniștești, te cureți. Chiar așa v-a zis? Iar eu zic, fără menajamente? Fără nu vă la măcar pe ocolite, așa să nu, vă spun. Doctorițele astea ale noastre nu sunt obișnuite. Uh-huh. Nu dau dovadă de tact. Nu de tact era. Și după aia m-am dus la Târgu Mureș. Ce să fac? Asta e viața. Dar dacă nu ați fi avut problemele astea medicale, problemele astea de sănătate, tot n-ați mai fi caindat. De ce? Nu mai vreau. Obosiseți? Nu obosiseți. Nu se poate, domnule, când începi o treabă și ai nevoie de sprijin, să nu te ajute lumea. Nu există. Nu mă refer la omul de rând. Omul de rând era lângă noi, dar avea necazuri așa de mari. Omul de rând, că trebuia să-l ajuți tu. Sunt multe care trebuie. Asta o să treacă timpul și când veți lua la mână ce a făcut primarul Nicolae, vă veți da seama că urgențele puse de mine sunt valabile și azi. O să discutăm de urgențele care sunt puse în această scrisoare. Apar exact sunt practic proiectele pe care le are actualul primar și de aia o să le discutăm. Ce s-a făcut și ce s-a dar nu, acum am zis că o să discutăm un pic mai târziu. Mai vreau să mai discut cu dumneavoastră să revin asupra subiectului de la care pornisem inițial, acum câteva minute. De ce credeți că nu se apelează la dumneavoastră, la experiența dumneavoastră? Ce să apeleze? Păi, aveți, la ora actuală, PSD-ul are un președinte de Consiliu Județean, iată că la vârf conduce administrația județeană, da? Aveți un viceprimar, nu vorbesc de numărul confortabil de consilieri, că dețineți practic majoritatea, aproape majoritate simplă și în Consiliul Județean și în Consiliul Local Municipal. Și nu-i nevoie de experiența dumneavoastră, 12 ani? Dacă e nevoie, mi-o solicită și le-o dau fără rezervă. Păi eu asta vă întreb. Într-un an și jumătate de când ați predat mandatul, ați fost solicitat să dați un sfat? Am mai fost, că n-aveam cum să nu fiu. La început sau mai încoa? Mai încoa. La început nu. Domnul, încerci să scoți de la mine ceea ce n-ai cum să scoți. Păi nu încerc să scot, încerc să-mi povestiți și nu mie, că doar nu mie trebuie să-mi povestiți. Domnul meu, să le spuneți telespectatorilor eu... ce ați făcut în perioada azi, un an și jumătate. Că cred că, a, și asta trebuie să oamenii sunt interesați, să fiu convins, să afle ce ați mai făcut dumneavoastră după ce ați predat mandatul. Că n-ați mai apărut. Știu că parcă ați avut totuși un interviu, dacă nu mă înșel, în Viața Liberă, nu? Am mai avut câte un interviu. Parcă ați avut în Viața Liberă, dacă nu mă înșel, și în presa Galați, nu?
V-a luat Maria Mândiță un interviu, parcă ați avut și acolo, nu mai rețin exact, dar mă rog. Atât, asta au fost. Și acum mă gândeam, zic, în cadrul emisiunii poate află oamenii ce ați mai făcut în ultima perioadă, dacă experiența dumneavoastră este valorificată sau nu. Cine s-o valorifice, domnule? La noi e un singur lucru la români. Fiecare care vine e mai deștept că la dinainte. Și tot ce a făcut la dinainte a făcut rău? Cam asta e ideea? Cam asta ar fi ideea. Nu că e rău, dar nu-i făcut bine. Păi nu-i tot pe acolo. Nu-i tot pe acolo? Nu-i tot pe acolo. Haideți să luăm o pauză de publicitate și revenim. Revin, domnule.